În primul rând, SPN-ul nu este implicat în niciun dosar penal și nu este vizat în scheme. Dumneavoastră, ce salariu aveți acum? Pe card primesc 42.000. Asta e mult sau puțin? În ce sens? Pentru marea majoritate a cetățenilor noștri, probabil este mult. Pentru dumneavoastră, cum este? Bun, și pentru mine nu sunt puțin. Pas, timp de un an, a majorat de 2 ori salariile miniștrilor. Face și asta parte din lista acțiunilor spre binele poporului? Dar nu au fost majorate de 2 ori pe an, au fost o singură dată majorate salariile. Să ne imaginăm că guvernul Chicu sau Filip majora salariile de 2 ori pe an a miniștrilor. Care a fost atunci reacția PAS? Problemele guvernului Chicu au fost cu totul altele decât salariile. Dumneavoastră veți face parte din echipa electorală PAS? Da. Apropo, domnule Spânu, dumneavoastră în prietenie adevărat credeți? Da. Cum se face, domnule Spânu, că 3 băieți, toți din satul Ratuș, în același interval de timp, sunt miniștri? A fost o campanie de mizerie și de murdărie împotriva mea. Mulți din psihologi, oameni de succes, încearcă să ne spună că, de fapt, sărăcia este o alegere. Dumneavoastră, sunteți de acord cu acest lucru? Uneori, da, cu adevărat, sărăcia este o alegere. Domnule ministru, 40% din copiii de la sate trăiesc la limita sărăciei. Pentru ei, sărăcia este o alegere? Pentru ei, nu. Sunteți de acord, domnule Spânu, că totuși există o discrepanță enormă între salariile miniștrilor și cei 40% din copii? Copiii n-au salariu. Și ultima mea întrebare. Lider sau dominator?